se sfințește acest drapel național prin scumpirea cu apă sfințită în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Primește acest drapel sfințit pe care îl vei mâna gărzii port drapel spre a fi înălțat pe catarg în semn de unitate, libertate și demnitate națională. Amin. În acordurile imnului național Deșteaptă-te Române, astăzi a fost arborat drapelul național pe esplanada din fața Catedralei Ortodoxe Sfânta Treime, în cadrul manifestărilor dedicate sărbătoririi și în Sighișoara a Zilei Drapelului Național. Manifestările au început cu o slujbă religioasă de sfințire a drapelului. A urmat arborarea, iar apoi alocuțiuni și prezentări ale semnificației zilei de 26 iunie. O astfel de prezentare a semnificației zilei a fost realizată de directorul Muzeului de Istorie Sighișoara, dr. Nicolae Teșculă. Anul revoluționar 1848, pe lângă importanța lui națională, cu totul deosebită pentru destinul României, a prilejuit și exprimarea voinței suverane a românilor pentru cele trei culori naționale, roșu, galben și albastru. La 26 iunie 1848, guvernul provizoriu din Țara Românească a decretat ca semne naționale roșu, galben și albastru și cu deviza dreptate și frăție. Ele erau dispuse vertical și aveau următoarea ordine. Lângă lemn vine albastru, apoi galbenul și apoi roșu. În adunarea populară desfășurată la dealul Filaretului din București, în ziua de 15 iunie, s-a celebrat pentru prima dată drapelul. Ulterior, la 1859, acest drapel era plasat pe orizontală, sus era albastru, la mijloc galbenul și jos era plasat roșul. Ulterior, odată cu venirea regelui Carol I, steagurile vor fi așezate vertical, România aliniindu-se astfel la regulile respectate de steagurile europene. Steagul este România, acest pământ binecuvântat al Patriei, stropit cu sângele strămoșilor noștri și îmbelșugat cu sudorile muncitorilor. El este familia, este poporul fiecăruia, acasă în care s-au născut părinții și unde se vor naște copiii noștri. Steagul, totodată, reprezintă trecutul, prezentul și viitorul țării întregii noastre românii. Trească România, trească Sighișoara! Primarul municipiului, Ovidiu Mălăgrăvean, a vorbit despre datoria de a respecta simbolurile naționale. Sărbătorim astăzi, 26 iunie, ziua Drapelului Național. Această sărbătoare este legată de decretul dat în 1998, așa cum ne spunea domnul director Teșculă, zi în care sărbătorim drapelul național al României. Aș vrea să nu mă mai refer la aspectele istorice, deja domnul Teșculă ne-a spus câte ceva. Aș vrea doar să vă spun că este deosebit de important și avem o datorie sacră să ne respectăm simbolurile
simbolurile naționale, simbolurile românești. Pe lângă această datorie pe care o avem, mai avem una extrem de importantă, și anume de a transmite urmașilor noștri, ca un transfer de la cei care au fost înaintea noastră, eroii noștri, aceste simboluri. Și fundamentale sunt cele două mari simboluri, drapelul și imnul național. Nu vreau să o lungesc foarte mult, aș vrea să mulțumesc parohiei Sighișoara, părinților prezenți aici, aș vrea să mulțumesc unității militare, domnului comandant, pentru că au făcut posibil acest eveniment. Le mulțumesc din suflet, le mulțumim toți sighișorenii și aș vrea să închei aducându-vă aminte de ultimul vers a unei poezii extrem de dragi nouă a poetului nostru național Adrian Păunescu, care ne spune: trăiască România, trăiască tricolorul. A urmat un program cu prezentarea de poeme dedicate drapelului național, susținut de Ana Munteanu Drăghici, Vasile Luca și Traian Comșa. Iar în final, fanfara Sighișoara a încântat audiența cu cântece patriotice. Dorul în suflet un sediu, inima ea cu asediu vine în glas de izvoare, cântec de frunză ce doare. În înfloriri și în cădere, miriasmă nadiere, în liliacul cu miros de bunici, povestea cu șapte pitici. În veșmântul alb ca zăpada și necoul ce bântuie strada, din pasul uitat de copilărie, amintire purtând nostalgie. Dorul nu are să lași, dar face oriunde popas. Umbra pădurii o poartă, când frunza-i purtată de soartă. Împresurați de tăcere, dorul ia chip de durere, drumuri întoarse în noi rănite de vitrege ploi. Uneori singurătăți se adună, dorul din doruri răsună, sacră unduire în zare a tricolorului chemare. Manifestările dedicate Zilei Drapelului Național s-au încheiat la Sighișoara cu defilarea realizată de reprezentanții Armatei Române și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horia Mureș.